Bună ziua tuturor! Sunt bucuroasă să ne reîntâlnim după o scurtă pauză și vă invit astăzi în atelierul meu să ne pregătim pentru petrecere. Se apropie vacanța de vară a copiilor, iar în scurt timp va fi și ziua de naștere a fiului meu, de aceea vreau să pregătesc o petrecere în grădină. Haideți să facem împreună un felinar. Avem nevoie de o mașinuță de tăiere și embosare, iar eu o voi folosi pe aceasta, care se numește Press Boss, marca Nelly's Choice. Voi regla, are tamburi reglabili și voi regla butonul la numărul 4, pentru a folosi matrițe de tăiere subțiri. De asemenea, se poate observa aici un buton de fixare pe masă care creează vid și se echilibrează mult mai bine. Să pornim la lucru atunci. Învârt acest buton, îl fixez și acum mașina este foarte stabilă. Am nevoie de o placă de bază și o placă transparentă, absolut suficient pentru lucru. Voi începe prin a folosi acest set de matrițe metalice foarte subțiri, Crealies. Observați că am o formă de bază și mai multe rame care mă ajută să creez diferit, să alternez cu variante culori. Voi începe prin a decupa toate hârtiile, sunt de 300 de grame pe metru pătrat și toate produsele pe care le folosesc, bineînțeles, sunt de la Casa Retro. Voi așeza matrița pe cartonul meu de 300 de grame pe metru pătrat și voi dori să decupez și în mijloc, folosind rama care este mai mică. În același timp, îmi așez centrat și pornesc rularea prin mașinuță. Tăierea este absolut perfectă. Și hârtia iasă foarte ușor din matrițe. Observați că această matriță nu doar taie sau decupează, ci și marchează linii pentru îndoire, după cum se observă, ca să ne vină mai ușor. Mergem mai departe. Punem puțin deoparte ce am decupat și voi tăia o ramă. Voi folosi o hârtie roșie și cele două rame. Matrițe de decupare. Prin această metodă am reușit să tai aceste forme. Vă puteți folosi de ramă pentru a aplica deasupra. Puteți să nu tăiați deloc, puteți adăuga o fotografie, puteți
adăuga o hârtie de altă culoare. Deci puteți să alternați în nenumărate feluri cu această decorațiune. Să decupez acum, folosind o altă matriță, decoret care are formă de fagure, aceeași marcă, Realize, și voi decupa hârtie albă. Este tipul de matriță, în engleză se spune intricate, care are foarte, foarte multe elemente de decupaj, aproape ca o dantelărie. Dar mașinuța aceasta este atât de grozavă încât nu avem nicio dificultate nici la tăiere. Tot carton de 300 de grame am și aici. Și observați cât de ușor a ieșit din matriță și cât de ușor se desprind toate bucățelele mărunțele de hârtie. Dacă tot vine vorba de petrecere, aceste bucățele sunt foarte binevenite de confeti. Și nu va trebui decât să iau un borcanel și să le adun în acest borcanel. Taram! Cu aceeași matriță am tăiat și o bucățică de hârtie în formă de fagure de culoarea roșie, tocmai după cum vă spusesem că vreau să alternez la culori. Și acest fagure vreau să îl fixez în spate. Ca să nu avem nu știu ce complicații și probleme la montarea felinarului la final, vom lua triunghiul cel mai mare și trapezul cel mai mare și vom decupa. Acum am siguranța că se va potrivi perfect cu lucrarea mea. Să adunăm resturile deoparte. Voi folosi bandă dublu adezivă de la EFCO. Pentru a fixa această plasă care are un efect deosebit de frumos. Și pe interior voi pune roata împrejurul ferestrelor decupate. Desprindem hârtia de protecție și atașăm întâi bucata de plasă mai mare cu latura mai mică în jos. Presăm bine, chiar dacă rămân anumite zone lipicioase, nu ne va deranja cu nimic la proiectul final. Iar aici de asemenea voi veni cu aceeași metodă de prindere.
imediat o să vedeți cât de frumos arată. Plasa aceasta este decupată atât cât este nevoie. Iată ce frumos arată. Dacă îi mai punem și rama, va fi și mai frumos. Pentru a termina felinarul, vom avea nevoie de 6 astfel de bucăți. Dar înainte să adun mașina pentru a face loc la montaj, voi folosi și alte două elemente pentru decorare. Aceeași marcă de matrițe, frunze. Și floricele. Și să-mi pregătesc placa. Evident că frunzele le voi tăia din hârtie verde. Și după cum vă spuneam, aceeași hârtie de 300 de grame pe metru pătrat. Iar floricelele, să vedem, facem și cu roșu și cu alb. Ca să fie frumos. Punem puțin verde la frunze. Și să facem o floare roșie și una albă. Acum că am toate elementele decupate și aranjate, după cum observați, m-am jucat puțin cu culorile și am alternat roșu, alb și așa mai departe, și voi puteți să faceți. Pe cele două flapsuri am atașat bandă dublu adezivă. Sper că se vede. Iar acum să trecem la montat. E chiar foarte simplu. Numai să reușesc să desfac. Așa. Elementele decorative, cum ar fi plasa, ramele, e indicat să le montați cât încă puteți lucra pe suprafață plană. Pentru că dacă aplicați după montare, e mult mai dificil. La îmbinări, ideal ar fi să folosiți un adeziv lichid, pentru a fi sigur că ține și nu se desfac lipiturile. Eu acum, pentru filmare, ca să lucrez mai rapid, am folosit bandă dublu adezivă, însă voi puteți să folosiți acest lipici fără nicio problemă. Ok, cam așa trebuie să arate și facem și îndoiturile, presăm bine, bine, bine la fiecare. Pardon. Practic, îndoiturile acestea le face tot matrița, marcajele pentru îndoituri. Să vedeți ce felinar superb va ieși. Momentan vom lipi și celelalte flapsuri. Două câte două,
Să vedem dacă reușim să îndoim ca să ajungă cu ușurință unul la celălalt. Să îndoim înainte de a desface banda adezivă. Facem toate îndoiturile exact pe marcaje. Desprindem banda adezivă și fixăm cu ușurință fiecare flaps. A ieșit superb. Abia aștept să umplu grădina cu astfel de felinare. Puteți crea și folosi diverse materiale, nu doar carton, care să reziste poate la ploaie. Folii de plastic mai subțiri, de exemplu. Și am ajuns la ultimul laps pe care trebuie să-l îndoi. Montarea mea este dificilă. Încerc să asigur lipiturile finale și acum această lipitură. Super! În interior voi închide pe rând, voi îndoi câte un flaps. Și pe ultimul îl voi introduce în acest spațiu. Iată ce frumos! Cât de frumos arată! Pe un covoraș moale, cu ajutorul unui embosor manual, voi da puțină formă la floricele. Cât să prindă contur. Iar apoi întorc pe față și presez doar în mijloc. Pot să le atașez una de cealaltă. Alternativ, și să prindem pe felinar.
voi fixa floricica, după care voi atașa și cealaltă. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, faceți o bucurie copiilor voștri și creați propriile elemente de decor pentru petrecere. Să înceapă petrecerea!